Fim foarte atenți cum interpretăm aceste lucruri în Scriptură, că nu tot ce au făcut oamenii din Scriptură este bun doar pentru că au fost lăudați de Dumnezeu în mod general atunci când, datorită trăsăturilor lor bune de caracter, Dumnezeu îngăduia și tolera un pic de nebunie încoace și încolo. Pentru că nu era vremea Harului, care s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Desacralizarea lucrurilor sfinte. Serviciile divine au devenit stand-up comedy, show-uri de comedie. Mâinile în buzunar, ne plimbăm din stânga în dreapta de parcă suntem pe proprietatea lui mama. Intră în baptistier să-i boteze și îi ia în bășcălie, spune bancuri. În bășcălie îl botează, în bășcălie o să trăiască. La nuntă, solemnitatea unui legământ. Știți cum a făcut Dumnezeu legămintele? Ascultați cum a făcut Dumnezeu legământ cu Avram. A luat niște dobitoace și le-a tăiat în bucăți și le-a pus deoparte și de alta a creat un culoar printre ele. Dumnezeu a trecut prin mijlocul acelui culoar a dobitoacelor sacrificate și aprinse. Și simbolul a fost, Avram, jur pe mine, pe viața mea, ori Dumnezeu nu poate să moară. Atât de serios a fost Dumnezeu cu jurământul pe care l-a făcut lui Avram, încât n-a râs. Inclusiv când a râs Sara, i-a promis că va avea un fiu. A spus, de ce râzi? Prea mult râs și prea multă distracție în bisericile noastre. O desacralizare a lucrurilor sfinte și a serviciilor noastre pe care încă le mai numim divine. De asta spunea Iacov, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Confundarea și înțelegerea superficială a conceptelor teologice. Câți dintre dumneavoastră, dacă ați spus cuiva că trebuie să se îmbrace decent și cu vincios și cu sfială și cu rușine, ați zis, dați-mă, domne, în pace, legalistule. Ne întorci la lege. Unii predicatori nu pot predica o predică întreagă până nu trântesc ceva împotriva legalismului, de parcă marea problemă a bisericilor noastre e legalismul, fraților. Asta e durerea noastră, legalismul. Suntem îmbrăcați prea decent. Suntem prea cuvincioși. Suntem prea serioși. Asta e buba noastră acum. Nu. Problema noastră este libertinismul și liberalismul religios, atât în biserică cât și în viața personală, pentru că liberalizarea și libertinismul în biserică sunt rezultatul liberalizării vieții noastre personale, în familie și în societate. Când ne liberalizăm acolo, băgăm treaba asta în biserică. Ascultați, asta e datorită superficialității și confuziei, vorbeam de confuzii și de erezii strecurate în biserică. Când vorbim de lege, despre ce vorbim? Că ei nu spun, ei nu mai trântesc termenul. Le spui că surorile trebuie să poarte capul acoperit și să se închine și să prorocească cu capul acoperit, așa, legaliștii! Părul este acoperitoarea naturală a capului și a femeii.
Nu, dacă așa stau lucrurile, estimați frați, vă rog frumos, tunși chilughi. Zero până duminica viitoare. Că Biblia spune că bărbatul e urciune să se roage cu capul acoperit. Dacă e vorba de păr, atunci ele trebuie să aibă păr și voi nu trebuie să aveți păr. Gata. Păi întoarcem cu măsuri diferite? Respecti regula pe care ai pus-o numai la prima jumătate de text și la a doua jumătate de text nu mai respecti. 2. Spune, dacă nu vrea să se acopere, să se radă sau să se tundă. Păi dacă nu vrea să se acopere, ce înseamnă asta? Că n-are păr. Că s-a tuns și s-a ras. Cum n-ai păr? Ca să n-ai păr, ce trebuie să faci? Să te tunzi și să te razi. Și zice, dacă nu vrea să se acopere, adică e tuns să rasă, să se tundă sau să se radă. Păi, chiar așa ne insultă inteligența ăștia? Ăștia ne insultă inteligența nouă? Păi noi nu știm să citim? Păi aia e cultura corintenilor, nu, zice acolo, din pricina îngerilor. Dumnealor să vină să ne explice care e cultura îngerilor. Vorbesc și batjocoresc lucruri pe care nu le cunosc și își vor strânge o comoară de mânie la judecata lui Dumnezeu. Ce înseamnă lege, legalism? Peste tot unde Pavel vorbește împotriva legii, vorbește împotriva unui anumit tip de lege, pentru că există trei dimensiuni ale legii. Spun lucrul ăsta foarte des, pentru că știu că unii l-au odată, alții l-au odată, alții l-au odată, trebuie să se audă, să terminăm cu etichetele astea legaliștilor, nu ne lăsați să ne îmbrăcăm cum vrem noi la biserică, nu ne lăsați să facem ce vrem noi în biserică, legaliștilor! Ce înseamnă lege? Legea are trei dimensiuni. Are legea rituală sau ceremonială, legea morală și legea caritabilă. Astea sunt cele trei dimensiuni ale legii. Când e vorba de lege în Scriptură, luați Pentateuhul de la un capăt la altul. Luați Biblia de la o scoarță la alta. Unde este un imperativ sau o restricție, se încadrează în una din cele trei dimensiuni. Legea rituală, legea morală și legea caritabilă. A venit Hristos cu harul și adevărul lui Dumnezeu. Ce a făcut Hristos cu legea, cu cele trei dimensiuni ale legii? Legea rituală a împlinit-o, n-a desființat-o, a împlinit-o. Ea nu mai e valabilă pentru că e împlinită în Hristos. Hristos e Domnul Sabatului, tăierea împrejur este a inimii, în interior. Jertfe nu mai aducem pentru că Hristos a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Nu mai ținem luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Pentru că toate zilele sunt ale Domnului. Și noi la fel. În afară de dobitoace sugrumbate și sânge, care sunt împotriva naturii umane, nu mai sunt restricții în ce privește mâncarea. Mâncăm tot felul de moluște, Pavel spunea, mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să vă gândiți la lucrurile astea și fără să vă faceți probleme de conștiință. De ce? Pentru că spunea Pavel, le luăm cu mulțumire. Și le binecuvântăm. Legea rituală a împlinit-o în sine. Ce a făcut cu legea morală? Legea morală a înăsprit-o, a făcut-o mai îngustă. Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă cineva s-a uitat la o femeie, ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Lucruri pentru care nu te condamnă niciun tribunal din lumea asta, lucruri pentru care nu te condamna tribunalul vechi testamental. Ce gândeai, ce doreai,
și ce simțeai erau ale tale. Problema era să nu acționezi, să nu le faci. Hristos pătrunde. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, mai ascuțită decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până în adâncul cugetului uman. Și de acolo începe transformarea și schimbarea nașterii din nou. Asta este legea morală. Legea caritabilă, ce a făcut cu ea? A întărit-o. Până atunci a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Hristos a spus să iubești pe aproapele tău ca pe mine. Când faci lucrurile astea unuia de lângă tine, mie mi le-ai făcut. Și dacă nu le faci lui, mie nu mi le-ai făcut. Dar ei învârt versetele, le întorc ca la loterie și le bagă pe toate în chestia legii. Spune, legaliștilor, legaliștilor. Nu, nu suntem legaliști. Fraților, în Apocalipsa cuvântului Dumnezeu împarte lumea în două categorii, sfinții care se sfințesc, întinații care se întinează. Ce înseamnă asta? Din start sunt la distanță mare unii de alții, dar dacă se sfințesc urcă mai sus, dacă se întinează coboară mai jos, distanța dintre ei e din ce în ce mai mare, prăpastia dintre biserică și lume e din ce în ce mai mare. Întrebarea mea e, de ce arătăm din ce în ce mai mult ca ei? Concertele noastre ca concertele lor. Programele noastre ca sărbătorile lor. Vorbele noastre ca vorbele lor. Faptele noastre ca faptele lor. Pentru că nu se întinează ei atât de repede cât îi fugărim și îi ajungem din urmă. La fel când vorbesc despre neprihănire. Le declară la frate, sunteți neprihăniți prin credință, atâta, lăsați faptele în pace. Nu le mai vorbiți pocăiților despre fapte, că se neacă cu ele ca cu oasele de pește. Neprihănirea nu e prin meritele noastre, nu e prin eforturile noastre, știu. Dar neprihănirea înseamnă trei lucruri, nu unul. E standardul neprihănirii, idealul neprihănirii care este Hristos, către care tindem și ne facem zilnic mai asemenea Lui. Suntem într-o continuă devenire până vom ajunge toți la statura plinătății Lui Hristos. Ăsta e standardul. Statutul neprihănirii este când te-ai pocăit, ai ridicat mâna și ai spus, îl recunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor? Spune Biblia că prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se capătă mântuirea. Ai fost considerat neprihănit în momentul acela fără să fi făcut vreo faptă bună. Ăla e statutul. Dar pe urmă e starea de neprihănire, atenție, care trebuie să se raporteze la standard și să se ridice prin maturizare din ce în ce mai mult până la nivelul plinătății lui Hristos și să onoreze statutul pe care l-ai primit când ai trăit în nelegiuire, când n-ai faptele neprihănirii după ce ai fost mântuit, dezonorezi și standardul și compromiți statutul, pierzi statutul pe care l-ai primit de neprihănire. Păi, biserici, versetele le învârt, le amestecă și le aruncă în toate părțile de parcă ar fi același lucru și creează confuzie în poporul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl observ în bisericile noastre, le predicăm dragostea lui Dumnezeu și o iertare necondiționată, o dragoste necondiționată oamenilor care stau de zeci de ani pe băncile bisericii și care de mult trebuia să fie învățători, dar nu se pot hrăni cu hrana tare despre neprihănire, pentru că din cauza lipsei de întrebuințare nu au discernământ între bine și rău. Și atunci le vorbim ca și când e o permanentă evangelizare, ca și când îi chemăm la mântuire. Predica despre mântuire este diferită de predica despre maturizare. Predica despre mântuire este vino așa cum ești. Predica despre mântuire este Dumnezeu te iubește. Predica despre mântuire este Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar după ce ai stat de la 10 ani în sus în biserică, tu nu mai ai acest avantaj al vremurilor de neștiință. Tu știi
sau ar trebui să știi, pentru tine Dumnezeu are bici, nu îmbrățișarea caldă a iertării necondiționate. Te primește Domnul așa cum ești. Pocăiește-te și duminica asta, nu te fă iar prostii săptămâna viitoare, că mai avem o duminică și iar poți să vii în față și pe urmă iar poți să faci ce vrei și iar poți să vii să te pocăiești. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Opționalizarea imperativelor. Toate au devenit opțiuni. Și în special în Biserica Pentecostală, botezul cu Duhul Sfânt a devenit o opțiune. Se poate și cu și fără. Este un mare pericol existențial pentru mișcarea pentecostală 100 de ani de la intrarea ei în România. Nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu nu există un verset care să spună că puterea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, este ceva opțional. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit. Repede pe genunchi și botezați cu Duhul Sfânt. De asemenea, se negociază semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, care este vorbirea în limbi. O scurtă explicație și mă voi apropia de încheiere. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mărturiile pocăinței noastre. Este mărturia personală, mărturia celor din jur și mărturia lui Dumnezeu. Mărturia lui Dumnezeu se face prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un martor. Sunt trei care mărturisesc pe pământ și trei care mărturisesc în cer, spune 1 Ioan. Numitorul comun al martorilor de pe pământ și martorilor din cer este Duhul, care mărturisește și în cer și pe pământ. Acum, știm că mărturia este verbală, dar există o ecuație a acestei mărturii. Iacov spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este desăvârșit. Și dacă își stăpânește limba, stăpânește tot trupul. Sunt trei mărturii ale Duhului Sfânt. Prima este mărturia strângerii în trupul lui Hristos. Vă aduc aminte atunci când s-a dus în casa lui Corneliu, Petru, cu strângere de inimă, i-a botezat în apă pentru că fusese botezat cu Duhul Sfânt. Și mai târziu, la Consiliul Bisericii din Ierusalim, Petru spune, cum puteam noi să oprim apa celor despre care Duhul Sfânt Dumnezeu a mărturisit ca și pentru noi la început? Mărturia Duhului Sfânt în vederea strângerii în trupul lui Hristos. Pentru că atunci când noi venim din lume, noi suntem fiare. Suntem legioane. Așa spune Biblia. Uitați-vă și vedeți în mod repetat că oamenii sunt comparați cu fiarele sălbatice. Inclusiv când e vorba de limbă, spune că e o fiară sălbatică neîmblânzită și nedomesticită. Și strângerea în trupul lui Hristos nu este doar o ridicare de mână, trebuie să existe o transformare lăuntrică. Duhul Sfânt mărturisește despre acea transformare lăuntrică. Deci ați fost botezați de același Duh ca să alcătuiți un singur trup. Mărturia Duhului Sfânt înseamnă strângerea în trupul lui Hristos. 2. Mărturia Duhului Sfânt înseamnă
stăpânirea Duhului Sfânt asupra trupului. De aceea semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, pentru că prin vorbirea în limbi, când mintea este fără rod și Duhul stăpânește limba, conform ecuației din Iacov, stăpânind limba, declară că este stăpân asupra trupului. Că noi suntem templul lui Dumnezeu, suntem templul Duhului Sfânt. Și trei, mărturia sigilării în vederea învierii. În Roman capitolul 8, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, prin aceeași putere care l-a înviat pe Hristos, va învia și trupurile voastre muritoare. Dacă cineva nu are pe Duhul lui Hristos, nu este al lui. Noi nu băgăm pe nimeni nici în rai, nici în iad. Noi pe toți îi băgăm doar în pământ, fraților. Și noi nu putem face declarații de mântuire sau de nemântuire în dreptul nimănui. Nu e treaba noastră, dar Evanghelia trebuie propovăduită așa cum este și botezul cu Duhul Sfânt nu este opțional și semnul inițial al vorbirii în limbi nu este negociabil. În ultimii ani, intimidați de alte denominații, de teama de a nu ofensa pe cineva, dacă te simți ofensat, du-te la stăruință și stăruiește să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că făgăduința aceasta este pentru tine, e un dar. Cineva spune, păi e dar, da? Și Hristos e dar! Ce te faci dacă nu-L primești pe Hristos? Îți permiți să-i spui lui Dumnezeu, nu-mi trebuie darul tău? Că nici nu le-a dat voie să plece din Ierusalim până când nu au primit puterea. Iată de ce biserica a devenit atât de anemică în zilele noastre. Scump frați și surori, ar mai fi multe lucruri de spus, însă deja timpul este epuizat, e foarte târziu și știu că dumneavoastră aveți familii, aveți servicii mâine și așa probabil că sunteți obosiți și așteptați să mergeți să mâncați, că am văzut că în Spania se mănâncă târziu și se doarme târziu. Sper ca majoritatea dintre dumneavoastră să vă sculați târziu mâine. Însă, înainte de a încheia, dați-mi voie să vă spun lucrul ăsta. Trăim vremurile din urmă și trebuie să ieșim din zona noastră de confort, de apatie, de letargie, pentru că suntem în mijlocul celui mai mare război pe care l-am purtat vreodată. Toată împărăția întunericului, toți demonii, toate forțele întunericului sunt concentrate împotriva voastră și împotriva fiecăruia dintre noi. Să ne nimicească, să ne distrugă, să ne răpească pacea și să ne tărască alături de ei în iad. Pentru că răgnește ca un leu și caută să înghită, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. În vremurile acestea trebuie să ne trezim și să nu mai negociem nimic în favoarea firii pământești. Particip la foarte multe conferințe și seminarii și la sesiunea de întrebări și răspunsuri foarte mulți mă întreabă, e păcat să, e păcat să, e păcat să, e păcat să. Am dezvoltat o mentalitate cum să ajungem în împărăția lui Dumnezeu cu cât mai puțin efort. Și cuvântul Domnului ne spune, dați-vă și voi toate silințele. Mă rog din toată inima să vă umple Domnul cu Duhul Sfânt, să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt și să avem parte cu El în împărăție.